O să mă duc cu limuzina la second hand să-mi iau haine de boschetară. Voi cât ați făcut la colindat? La doamnă! Două de 5 lei aveți! E dimineață, arăt ca un pitic de grădină, nu m-am băut cafeaua, dar partea bună este că sunt acasă! Vedeți? Sunt în camera mea, camera de care știu că vă era dor. Și mie mi-era dor și mai e dor și de posterele cu Effie din Skins UK, care nu mai sunt pentru că ei mei au trebuit să vopsească cum mi-am dorit dintotdeauna, adică gri. E momentul perfect să zic, ok, hei, sunt Tequila și știu că mulți mă criticați pentru că nu mă comport tocmai ca vlogării de top, la modul că am... La modul că am o firmă, un milion de abonați și cică direct proporțional cu realizările astea ar trebui să duc un mod de viață fancy. Ieși din fața mea, fir nenorocit. Și eventual să înlocuiesc vamatismul meu cu, nu știu, cu snobismul, că așa se cade. Ei bine, ca să vă fac pe plac, m-am gândit să fac niște schimbări, începând cu stilul. Și eventual să nu mă mai duc așa simplu la second hand și să-mi iau haine de boschetară. Nu! O să mă duc cu limuzina la second hand să-mi iau haine de boschetară. Luați-o pe asta. Și nu o să mă duc așa simplu. O să-mi iau prietenii plus câștigătoarea concursului de la Sugus, care merită din plin să fie într-un episod cu mine pentru că e funny. Faci bani și avem ce mânca săptămâna asta. Pe 1500, dar trebuie să împărțim în 10 pe ora. S-ar putea să oprim cu limuzina dacă e la o școală să luăm cornușlapele. Am ajuns la mare, ieși sare, m-am îndăgostit lumea. Iubește să iau și nu-i pe stilul tău, vrei viratul. Poate să scrie și un ce. Te nu știu ce fac eu, e Andy Distrex. Și acum să-ți explic ce urmează să fac. Nu consum energia. Vrem și noi o floare, să mor. O floare, e la doamna. Amă, nu vrei și o floare? Come on. Now when you're famous, it can be kind of fine. Hai, fă-o leagă scandal. Am doar un leu, aveți două de 5 lei? Nu? Nu știu ce se uită domnul ăla așa. Nu vă supărați. Două de 5 lei aveți. Mamă, ce thumbnail e ăsta, să mor. Bă, vezi că o să-ți trap camera. Nu știu că nu-ți cam nimic. Guys, am ajuns la second. La second hand. La second. Hai să facem cumpărături. Patru,
ați înțeles că a fost o mare, mare caterincă. Cam tot ce s-a întâmplat a fost o antiteză totală. Cu alte cuvinte, poți să scoți omul din vamă, dar nu poți să scoți vama din om. A, da, și să premiem câștigătoarea, dacă tot. Da, după cum spuneam, ca să terminăm episodul ăsta mai dubios decât se poate termina vreodată. Vreau să-i mulțumim câștigătoarea noastră de la Sucus, care a participat la nebunia asta. Vreau să aduc pe sticlă această caterincă împreună cu mare câștigătoare, care se poate bucura acum de ceea ce am avut eu în trecut, dar nu. Adică, din partea Sucus, un simt ca la surprize la astea. Un mare Osmo, îl cheamă Osmo, știți cum funcționează un Osmo, e minunat pentru vlog. Așa că ți-l mulțumesc. Mulțumesc. Ai grijă de el. Și le mi hug eu. Și da, a fost foarte fain. Și dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați like, apăsați